azi un nou test. Am luat de la Selgros. Carmangelia lor. Proprie. Ce, cum îi zice la asta? Piept de porc afumat. Piept de porc afumat. Arată așa. Un fel de Kaiser, nu știu să mai... Da. Kaiser. Arată așa. Este într-adevăr un pic apos, că a stat în minunea asta. Testul de rezistență. Vrea. Când face așa, vrea. Vrea sau nu vrea? Hotărăște-te. O dă jos. Și acum se duce după ea să mănânce. Am mai găsește, aha. Și o bagă. Nu e ea. E una. Vrem să facem niște omletă. Și m-am gândit la varianta asta. Nu-i da. E, e una. Mai ții minte cât am dat pe ea? 17? Sau 14? Nu, nu scrie aici. Nu scrie. A, la 400, da. Grame, era 26 de lei kilo? Da, cam așa. Cam așa. Oricum. Nu e rău. Nu e deloc, dar foarte, face foarte mult, vezi? Păi da, da, trebuie să fie ținut într-un fel de saramură din asta. Da. Bun. E acceptabil. Deci primești un da din partea noastră. Da, de servos găsit la... Da, din partea lui că a mâncat. Uite cum se linge pe botic. Carmangeria lor, deci e bun. E ok. Dacă mănâncă pisica, zic că e bun, câteauna. Da. Că îi dau atât miros, mirase mai multe decât noi. Da, plus că e și sclifosit. Seamănă cu mine. Deci... e bună. Preț acceptabil, la aproape jumătate de kilogram. Da. Merge cu muștar, cu ceapă. Ce vreți voi? Ce vrei și în omlețică testăm acum, da, să vedem ce iese. Mulțumesc de vizionare! Cam atâta, bye! Bye.